Ježíši, Tordu, Tostru. Tamuťan, Kukurí, Lini, Megičine. Či sa nechce, nechce mať vy neumí kvalci, na? Niculina Stoican a dezvăluit pentru Radio Târgu Jiu că la anul ar trebui să fie asigurată de Luche și frații Plotogea, Mihaela Petrovici și formația West Music din Arad. Avem o trupă venită din Banat, colegi de-ai noștri, ne-am dorit să schimbăm un picuț macazul, ca să zic așa. Până acum am avut băieți care au venit de la Constanța. Anul acesta ne-am orientat către Banat. Cine știe, la anul, în funcție de dorințele pe care colegii noștri și le exprimă, unde o să ajungem. Până la urmă, noi considerăm un revelion al tuturor, nu doar al nostru aici la Gorj. Ne-am dorit să fie la nivel național și lucrul acesta s-a întâmplat în timp. Suntem foarte, foarte bucuroși și foarte, foarte mulțumiți de modul în care a evoluat. La eveniment vor participa artiști din Gorj, dar și din alte zone ale țării. Ne petrecem și noi, pentru că atunci când toată lumea s-a petrecut, noi am muncit, dar a fost o mare plăcere pentru noi. Acum e timpul să ne distrăm și noi și o să vină artiști deosebiți la noi la Revelion, pe lângă noi cei din Gorj, o să vină și din alte județe și vom avea un invitat special și ne bucurăm să așteptăm alături de noi pe doamna Mihaela Petrovici, care va întreține atmosfera Revelionului din acest an, al Revelionului artiștilor și al lăutarilor. Sigur că va fi și doamna Niculina Stoican prezentă, pentru că face parte din cei care organizează Revelionul. Revelionul artiștilor și muzicanților la Târgu Jiu a ajuns la cea de-a 8-a ediție. De 5 ani este organizat de Niculina Stoican.